domnul președinte al Consiliului Județean Călăraș, a cărui zi este azi și doresc la mulți ani și mulțumesc, la fel domnului președinte al Consiliului Județean Ialomița, doi prieteni care au ținut și care m-au informat constant vis-a-vis de această investiție importantă. Importantă și pentru Ialomița, importantă pentru Călăraș, importantă pentru Galați și pentru Brăila. Am avut o discuție înainte de a veni aici cu constructorul, care m-a asigurat că pe parcursul acestei luni, în funcție și de, să zicem, starea vremii, dar oricum pe parcursul acestei luni, va fi dat în circulație acest pasaj extrem de necesar, nu de acum, ci de mulți ani. Ieri vorbeam cu prietenul meu, Mihai Tudose, și îmi spunea că în 2017 s-a dat prima oară, mi-a readucea aminte, s-a dat prima finanțare, dacă pot să numesc așa, pe acest obiectiv. Ne-a semnat ordinul de începere în 14 decembrie 2021, deci la două săptămâni după ce a fost votat acest guvern, am venit și am semnat ordinul de începere, cred că ați fost amândoi atunci. N-am să fac reproșuri constructorului. E în termen. Termenul de finalizare e undeva în sfârșit de iunie-iulie, deci e înainte de termen, dacă se ține de ceea ce spuneam mai devreme. Și n-am motive să nu cred, și anume, pe parcursul acestei luni se va da în circulație. Asta este un lucru bun care vine ca început pe ceea ce ne interesează și unde fiind neapărat să-i felicit pe 2 din 4 președinți de Consiliul Județean. Ei doi alături de Brăila și de Galați, așa cum bine știți, au semnat și au constituit acea asociere cea mai mare din țară pentru Transregio, de la Galați la Chiciu, da. Și care se desfășoară toate lucrurile acolo cu viteză foarte bună, să ajungă să și implementeze. Eu sunt de acord cu toate aceste proiecte, să le descentralizez, să le dăm către autoritățile locale. La Socozia va fi nevoie, pe municipiu, din punctul meu de vedere, o implicare mai mare, pentru că altfel, tot ce înseamnă sensul legislatorii din Slobozia se vor bloca și acolo se va muta tot blocajul pe care îl aveam aici. Deci acolo va trebui gândită o soluție și cu Mariană am tot discutat de acest lucru și trebuie impulsionate niște proiecte care parcă zac în acest moment, aflate în gestiunea municipalității. Ce fel de proiecte? Despre ce proiecte vorbiți? Păi, Marian, cum ai zis, pe centura Ocurintoareș, plus partea noastră din Transregio, ar fi o variantă dacă cei de la CNAIR acceptă propunerea pe care am făcut-o noi, e o centură pe partea de vest. Dincolo de asta, știți foarte bine că s-a descentralizat către primăria Slobozia, nu știu în ce stadiu este la ora actuală, știu că s-a suspendat parcă achiziția pentru studiu de fezabilitate, centura pe partea de est, cel care trece pe lângă complexul de la Gheorghe Lazar. Dar avem nevoie cu certitudine de o centură, astfel vom muta traficul din Drașna la un blocaj în cele două sensuri giratorii de la Slobozia. Oricum, e un lucru extraordinar de bun. Clar, timpul înseamnă bani pentru orice societate comercială din Ialomița, din Călăraș, din Galați, din Brăila. Astăzi nu o să mai pierdem 35-40 de minute în acest blocaj la Drașna. Considerați că este o adevărată minune că a prins viața acest pasaj? Acum merg treburile în România, vorbim nu de normalitatea. Eu normal. Cred că lucrurile acestea trebuie urmite ca o normalitate. Vin de la Constanța, unde s-a lansat programul operațional de transporturi și a fost comitetul de monitorizare, a fost prezentă și Comisia Europeană. Mai spun și aici, e pentru prima dată când pe vechiul exercițiu bugetar, pe POI, transporturile le-au accesat și au terminat toate sumele. Până acum, noi, din 2007, de când suntem membri în Uniunea Europeană, știți
că nu că n-am avut bani, n-am știut să-i cheltuim pe această zonă de transporturi. De data aceasta, cu vreo 10 luni mai repede, pe transportul s-au accesat toate sumele. S-au cheltuit toate sumele din fonduri europene. Ceea ce ne-a dus în situația să mai cerem de pe alte zone unde rămân banii necheltuiți și ar trebui la sfârșitul anului să-i dăm înapoi la comisie și ni s-a și aprobat o suplimentare cu încă 10%, 450 de milioane de euro în plus. Noi terminăm cele 4,5 miliarde alocate, din care deja am cheltuit 100 de milioane. Deci eu cred că până la sfârșitul anului o să ne ducem la sume mult mai mari, ceea ce e un lucru bun, pentru că nu dăm banii înapoi. Și revenim la întrebarea dumneavoastră, lucrurile trebuie să intre în acest ritm, în această normalitate. România trebuie pe următorii 10 ani, indiferent de ministru, indiferent de culoarea politică a guvernului, să considere transporturile prioritate națională. Dacă nu vom considera acest lucru, se va face acest lucru, se va merge în același ritm. Să știți că în 2 ani de zile, ca să dau și un alt exemplu, acest guvern a venit la sfârșitul anului 2021. Când s-a făcut execuția bugetară la Ministerul Transportului, adică atunci, la final, când de an 2021, când am preluat ministerul, bugetul era de 14 miliarde, în 2021, aproximativ 14 miliarde, reprezentând cel mai mare buget pe care l-a avut Ministerul Transporturilor de după Revoluție. Știți cu cât previzionez că se va închide anul acesta? Cu 28, dublu. Ceea ce în 2 ani de zile, dublarea bugetului Ministerului Transporturilor înseamnă foarte mult, mai ales că peste 70% din acest buget merge în investiții. Iar dacă vorbim de rectificări și de bani, Ministerul Transporturilor nu poate să dea bani înapoi la buget. Ministerul Transporturilor la rectificare trebuie să primească bani. Dar nu e clar ce ar trebui să vedem real de acești bani. De exemplu, anul acesta, de banii aceștia, ce pot eu să văd ca cetățean al României? Unde mă duc și văd ceva ce ați finalizat? Da. Am spus și la în Parlament, la prezentarea bugetului. Faptul că în 2022 s-au semnat contracte de 10,3 miliarde de euro pe toate tipurile de transport. Acești 10,3 miliarde de euro însemnând suma cât 5 ani la un loc, 2017, 18, 19, 20 și 21 adunate la un loc, n-ajung la 10,3 miliarde sumă cât s-a semnat în 2022. Faptul că s-a făcut acest lucru ne duce în situația că începând de anul acesta, adică din 2023, în anii viitori, 2024-2025, minimul de kilometri, dacă vorbim doar de autostradă, de autostradă sau de drum expres care să fie dați în circulație pe an, minimul, repet, trebuie să fie de 100. Minim. Iar anul, începem cu anul acesta. Anul acesta minimul trebuie să fie de 100, la anul vor fi și mai mulți, pentru că sunt contractele acestea semnate și probabil se va ajunge în 2024 undeva la 150 de kilometri. De exemplu, concret anul acesta, se va recepționa lotul 3 de drum expres de la Craiova la Pitești. Se vor recepționa două loturi pe A0 Sud la București. Se va recepționa și toate datele, deși înainte de termen, Chețani, Câmpia, Turzii, pe zona de